Explorăm și descoperim Runeterra, o planetă într-un univers fascinant ce este plină de legende și magie. Aceasta este împărțită în mai multe zone, printre care Shurima, Targon, insulele Umbrelor, Ionia, Noxus, Freljord și Demacia. Demacia este un regat puternic, guvernat de legi stricte care au o istorie militară glorioasă. Cetățenii lui au pus dintotdeauna preț pe dreptate, onoare și datorie, fiind extrem de mândri de moștenirea lor culturală. Dar în ciuda principiilor nobile, această nație, în mare parte capabilă să-și asigure necesitățile de bază, s-a izolat din ce în ce mai mult de-a lungul ultimelor secole. Acum, în regatul Demasii domnește incertitudinea. Capitala, mărețul oraș al Demasii, a fost înființată inițial ca adăpost împotriva magiei după ororile războaielor runelor, zidurile sale fiind construite din petricită, o rocă neobișnuită de culoare albă, care absoarbe energia magică. De aici, familia regală a vegheat mereu asupra orașelor, satelor, câmpurilor cultivate, pădurilor și munților bogați în resurse minerale din regiune. Cu toate astea, după moartea subită a regelui Jarvan al III-lea, celelalte case nobile încă nu au consimțit succesiunea la tron a unicului său moștenitor, tânărul prinț Jarvan. Cei care locuiesc dincolo de aceste granițe bine păzite sunt văzuți de masini cu o suspiciune din ce în ce mai mare. În aceste vremuri tulburi, mulți foști aliații de masini au început să caute noi forțe militare care să-i poată apăra. Unii susțin că epoca de aur a Demasiei e pe sfârșit și că regatul poate fi salvat doar dacă învață să se adapteze la o lume aflată în continuă schimbare. Dar mulți cred că acest lucru este imposibil. În cele din urmă, nici toată petricita din lume nu poate salva Demasia de ea însăși.